Niciun caz nu este avertizment pentru simulare. Aia să scoatem simularea din... Acum, dacă mai văd a doua oară, mă pot pronunța cu exactitate, dar cred, înclin să cred că mai mult este penalte, pentru că a fost folosită o forță disproporționată și atacul a fost tumor la umăr. Da. Deci, ca să fiu sincer, trebuie să revăd faza cu o dată. Am văzut doar o singură reluare am văzut. Dar niciun caz nu se impune avertizment, nu e simulare. Am înțeles. Spune Florin Prunea că ar trebui să ne uităm și la reacția jucătorului de la FCSB, care imediat ridică mâinile vinovat, încercând să se scuze. Nu contează că ridică mâinile, poate să... Nu asta este. Eu cred, cum să spună, mai mult circunstanțe de penalti decât... Clar nu este avertizment pentru simulare, exclud acea decizie, dar mai mult înclin spre penalti. Deci, din ce ați văzut așa, credeți că are... N-am văzut meciul. M-a sunat cineva să mă întrebe. Am înțeles. N-am văzut meciul. Nu, da. Nu urmăresc așa, nu sunt... Dar Rapidul ați văzut mai devreme? Integral. Și cum vi s-a părut? În stilul Giuleștiului, așa, au câștigat minutul 20 de minute. Echipă mare câștigă și în asemenea condiții. Și câștigi 3 puncte, nu? Da. Câștiga 3 puncte, sta aproape de ceea ce și-au propus. Mi-a fost suficient de vreme acela decât să mă uit la... Adică preferați Rapid decât CFR? Poate aveți și niște reminiscențe așa de pe vremea când vă luptați cot la cot cu CFR-ul. Nu, n-am nici fel de reminiscențe. N-am nici fel de simpatie, nici parte de CFR, nici parte de FCSB. Am înțeles. Dar la Rapid v-ați uitat cu emoții, domnul Porumboiu? La Rapid, într-adevăr, mă uit cu plăcere, nu cu emoții. Emoții nu mai am de mult. Dar cu plăcere mă uit la Rapid. Cum vi se pare numirea lui Daniel Niculae ca președinte? Excelent. Excelent. Pe cine să fie președinte? A fost un fotbalist foarte bun, un băiat inteligent, fotbalist la un nivel de super, super, fotbalist și cum spun, merită cu creștință poziția pe care o are acum. Ar spune unii că n-are experiență, domnule Porumboiu. Ei, cu experiență. La ce trebuie experiență? La prostii? N-are o experiență.